Incendiul a izbucnit într-o casă din localitatea arădeană Iacobin, în timp ce trei frați, două fetițe în vârstă de 2 ani și 10 luni, respectiv 5 ani și un băiețel de 6 ani, erau singuri acasă, fiind încuiați în locuință. Focul a izbucnit într-o cameră a casei în care se aflau copiii și care era încălzită de o sobă cu plită deasupra căreia se aflau haine la uscat. În urma evaluării făcute asupra celor trei victime, s-a constatat că o fetiță în vârstă de 3 ani se afla în stop cardiorespirator. Echipajul de pe paramedici de pe autospeciale SMURD au trecut la executarea manevrelor de resuscitare până la sosirea elicopterului cu medic și a ambulanței de tip SMURD a detașamentului Arad. Din păcate, după aproximativ 45 de minute de manevre, a fost declarat decesul pentru persoana de sex feminin minoră în vârstă de 3 ani. Ceilalți doi copii mai mari, fetița de 5 ani și băiețelul de 6 ani, s-au intoxicat grav cu fum. Băiatul a fost transportat cu elicopterul la un spital de copii din Timișoara, iar sora acestuia în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, de unde va fi transferată la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Starea clinică a fetiței de 5 ani internată în urma incendiului este gravă, este la terapie intensivă, intubată și sedată. Prognosticul negativ e dat de faptul că are arsuri și de căi respiratorii care, mă rog, pun probleme deosebite. Probabil că va fi transferată spre un spital de specialitate. Polițiștii au început cercetările în acest caz, iar din primele informații reiese că părinții copiilor erau plecați din localitate la cules de Cireșe.